v-am regăsit, sunt Ramona Pantele și vă prezint jurnalul AgroTV. Pagube însemnate. Sute de legumicultori din principalele bazine ale țării au privit disperați cum vijeliile ce au pus stăpânire pe țară le zboară 10.000 de lei din buzunare, doar odată cu folia smulsă de pe solarii, fără a mai pune la socoteală culturile afectate. Câmpuri întregi pline de folii. La Glodeanu Sărat, județul Buzău, un vânt năprasnic de 80-85 de kilometri pe oră a distrus zeci și zeci de solarii, punând sub semnul întrebării recolta pe care legumicultorii de aici sperau să o valorifice de Paști. Mă aflu la Glodeanu Sărat, aici vântul bate cu putere 80-85 de kilometri la oră, sunt aici anunțați. De altfel, județul Buzău este sub cod portocaliu de vânt. Solarul din spatele meu este încărcat cu salată, dar după cum puteți vedea, folia a fost ruptă. Legumicultorii spun că nu știu dacă aceste legume vor mai rezista fără folie. Cert este că investiția pentru a reface acest solar este destul de mare. De când a mai bătut atât de tare vântul? Eu cred că n-am pomenit niciodată. Asta e o combinație și nenorocită, căldură cu vânt. Ce se întâmplă? Folia asta e făcută să se dilate la căldură. De-aia nu se arde ea într-un an de zile. Ei, pe timp de soare se își mărește și exact în timpul ăsta bate vântul și o combinație nenorocită. Are un aditiv ea care o face să se dilate un pic. Pentru că dacă era nor, nu era problemă mare așa, dar e peste. Eu nu cred că am pățit așa, mai ales la timpul ăsta acum. Căldură și vântul ăsta. Am vreo 2000 de metri daună totală, adică nu a, cum a zis, nu se mai poate face recupera. De restul nu știu ce să vă spun. Cei 2000 de metri deocamdată îi afectează 100%. Am văzut solariile încărcate de salată. Da, am salată ca să recoltăm înainte de Paște, adică cu două săptămâni atunci aproape de Paște, dar vom vedea ce rămâne după această nebunie. Este pierdere această salată? Nu știu dacă va fi pierdere sau nu, vedem. Dumnezeu știe. Salata e un pic mai rezistentă, dar cred că bătaia vântului o zdrălește și face că s-ar putea să nu putem replica. Dar deocamdată nu mă pot pronunța, doar că solarul este făcut zopă. Spune Claudiu Breazu, un legumicultor din zonă. Fermierul afirmă că pentru un solar de 2000 de metri pătrați, doar folia costă în jur de 20.000 de lei. Însă după vijelia din aceste zile, centrele de distribuție nu mai fac față comenzilor pentru folia necesară refacerii solariilor. În momentul ăsta, când bate vântul, sunt foarte mari comenzi la folie. Am așteptat ca să nu se crea comanda. E foarte greu la momentul ăla. Tot bazinul este afectat și nu știu ce-o fi în țară, dar la noi este foarte afectat. Cum ați văzut dumneavoastră, pe toate câmpurile sunt numai folie. Se plânge Claudiu Breazu. Din păcate, majoritatea legumicultorilor nu au nici măcar soluția unor asigurări în astfel de situații, pentru că acestea se fac doar pentru sere, nu și pentru solarii. Erau bune și noi am spus, și noi spunem de mult timp, că și noi am vrea să plătim și uite când se întâmplă la câțiva ani de zile, 5, 6 ani, 10 ani, să fim despăgubiți. Dar, din păcate, n-am reușit niciodată să ne facem asigurări, că nimeni nu a vrea să le asigure. Mai spune Claudiu Breazu. Potrivit acestuia, ca să construiești un solar de 2000 de metri pătrați de la zero, cu tot cu structură, costurile se ridică la câteva zeci de mii de euro, pentru cele clasice, până la 100 de mii de euro pentru cele mai moderne. Și în bazinul legumicol din comuna Băleni, județul Dâmbovița, după cum a transmis corespondentul nostru din zonă, Corvin Dumitrică, mai multe solarii au fost parțial distruse, iar mai multe suprafețe de culturi din interiorul lor au fost serios avariate din cauza vijeliei. Legumicultorii au privit neputincioși cum munca și investiția lor este distrusă, iar acum nu le rămâne decât să evalueze pagubele. Din nefericire, nici solarile și nici culturile nu erau asigurate, iar în aceste condiții pierderile sunt suportate în totalitate de către proprietari. Mare parte din culturile pe care legumicultorii din Băleni sperau să le valorifice la timpul cuvenit sunt deja compromise. La furtuna de ieri care a afectat și zonele agricole din Buzău se adaugă mai multe incendii.
Numai puțin de 6 arderi spontane de vegetație uscată, lăstăriș și de pădure de pin au izbucnit aproape în același timp în județul Buzău. Vântul puternic care a suflat cu peste 80 de km pe oră a purtat scânteile și a întețit vâlvătaia. Cel mai greu le-a fost pompierilor pe dealurile din apropierea vulcanilor Noroioși, unde localnicii au incendiat pajiștile ca să curețe de uscături. De acolo mă așa și ajunge pe deal acolo. E traseu? Nu cred că e traseu. Tot așa, dar deal, e deal. E deal? Da. Adică putem merge, o potecă. E. Hai, ușură așa, hai. Fumul negru și dens a acoperit satul Pâclele, iar sătenii s-au temut ca focul să nu ajungă la case. A ajuns și la pădurea de pin sus. Nu știu că de aici s-a văzut, dar de unde a venit și de unde a plecat, nu știm. Nu știm, că nu se vede, sunt dealurile, sunt... V-ați temut și... când ați văzut că iar e incendiu? Automat că ai teamă, teama focului. Este a bătut la... și vântul tare? Da, asta. Asta, atunci când a fost lângă sat, nu prea a bătut vântul așa tare. De când s-a încălzit, pe coastele din zona vulcanilor Noroioși, aproape săptămânal sunt incendii de vegetație. În jur de 200 de hectare sunt afectate. Când a pornit focul și cine l-a anunțat? În jur de ora 12 și nu știu cine l-a anunțat exact. L-a anunțat la ISU, a sunat cineva la pompieri. Eu eram la, tot la fel cu vântul ăsta care a bătut, eram la căzuse niște pomi, copaci din niște mari pe șosea, am fost, i-am dat la o parte, i-am tăiat și după care am venit aici. Dar aici suprafața e foarte mare. E foarte aproape de sat, există... Este, săptămâna trecută chiar în sat ars, până la casa acolo ars. Aici ars să fac cu două săptămâni, deci cam în fiecare săptămână aici ai foc, incendiu. Și vântul ăsta presupun că vântul, nu ajută? Da, nu, vântul nu ne ajută. Nu avem ce să-i facem. Vântul bate, se extinde repede. Focul se duce imediat. Vegetația fiind uscată, multă uscătură. E și zona mai... petrolieră destul de aproape? Zona petrolieră e mai mult în partea asta aici. În partea asta aici nu prea, mai puțin. Unde arde acum. Dar când arde și aici, da, vin și pompierii de la Schelă, de la Petrom, vin, își apără fiecare teritoriul lui. Cum, e și zona de pădure de pini aici, care... O pădurici de pini este aici sus, da. Unde arde chiar acum, arde în ea acolo. Până la lăsarea serii, pompierii și voluntarii nu au reușit să stingă toate focarele care s-au extins pe mai bine de 200 de hectare. Gama de produse Fertilis de la Regal Fermierul, esențială pentru sănătatea și dezvoltarea plantelor. Magazinul Regal Fermierul oferă o gamă largă de produse destinate nevoilor fiecărui fermier, dar și consultanță cu specialiști de top. Compania aduce în atenția clienților noi produse de calitate și accesibile ca preț. Gama de produse Vedetă, create de producătorul spaniol Fertilis și distribuite în exclusivitate în România de Regal Fermierul, este testată cu succes în solariile fermierilor români. Pachetul tehnologic de produse precum Actirail, Filon Humic și nematocidul biosolare este absolut necesar pentru dezvoltarea rădăcinilor, pentru îmbunătățirea solului și pentru combaterea dăunătorilor în răsadurile care în această perioadă se transplantează în solar. Mergem din nou la Regal Fermierul. Andrei, din nou bine te-am găsit. Ziua, asta este regula noastră, ne salutăm de fiecare dată. Și frumos. Ne vedem. Avem răsaduri, trebuie să le transplantăm, să le punem în solar. Ele au nevoie de ceva acolo ca să le punem. Îngreșământ pentru dezvoltarea rădăcinilor. Aceasta este formula pe care noi am testat-o și are cele mai bune rezultate. Deoarece Actirailul este pentru dezvoltarea rădăcinilor, Filon Humic, acest humic ce îmbunătățirea solului, iar biosolare, combaterea dăunătorilor, în principal nematozii. O problemă foarte comună. Este ca un pachet tehnologic. Un pachet tehnologic, exact. Noi comercializăm de undeva la 8 luni de zile produsele din gama Fertilis. Noi momentan am reușit să testăm această formulă, pentru că am prins ciclul de toamnă și am avut rezultate. Deja este cu rezultate. Această formulă.
Spuneam că venim și la fața locului să vedem cum se comportă produsele de la Regal Fermier. Avem aici produsul Actirail, care deja a fost administrat la această cultură de varză. Cum arată acum plantele după ce ați dat cu Actirail? Rezultatele le-am văzut și la celelalte culturi. Merge foarte bine și pe timp mai rece, varza fiind o cultură care se înființează mai timpuriu. Biosolare l-ați folosit? Da, l-am folosit la cultura de toamnă, la tomate. Foarte eficient, nu lasă nematozii să se apropie de rădăcina plantelor până la 4, chiar 5 luni. Și pe toată perioada călduroasă se poate folosi cu randament foarte bun, verificat, fără discuție. Folosesc produsele de la Andrei de 2 ani de zile aproximativ. Am fost foarte mulțumit de produsele lor, mai ales de produsul Actirail cu acizul humic în legătură pentru rădăcinarea plantelor, față de alte produse mult mai eficiente. Și adică ați văzut rezultatele mai repede? Rezultatele mai repede și plus de asta costul la jumate prețul. Am folosit biosolare de la Andrei, care mi-a recomandat în teste anul trecut și n-am mai avut nematoz. Deci este eficient? Deci e foarte eficient. Folosim în solar produse bune, că altfel nu putem obține. Da, de la Regal Fermierul. Acești humici mulți și aici Actirailul îmbunătățește, întărește rădăcina? Rădăcina. Deci un fel de rădăcinare, nu? Da. Au fost recomandate de către Regal Fermierul? Da, au fost recomandate. Au produse de ajuns de multe astfel încât să vă satisfacă toată cererea pentru solar? Da. Găsiți cam tot ce vreți? Am fost la ei în Bragadiru, la depozit, și am văzut ce au, de la picătură, folie, anveole, deci tot ce trebuie la un fermier. Legumicultor cu experiență și legumicultor tineri, am văzut în ceea ce au spus mai devreme, înseamnă că îi aveți lângă dumneavoastră deja. Îi ținem lângă noi cu produse speciale pentru ei. Îi ținem lângă noi și încercăm să aduce cât mai lângă noi, pentru că asta e rețeta succesului în business. Succes! Și vedem rezultatele și pe mai departe, pentru că vom fi împreună. Sigur că da, veți fi lângă noi și vă așteptăm și cu următoarele produse care vor fi testate. Cu mare drag! Vă mulțumim! APIA începe eliberarea adeverințelor pentru o serie de măsuri dedicate crescătorilor de animale. O parte dintre fermierii din sectorul zootehnic vor avea acces mai facil către banii necesari finanțării activităților curente. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură anunță că se pot lua adeverințele pentru beneficiarii DR06, Bunăstarea Animalelor, care intenționează să acceseze credite în vederea finanțării activităților curente. Potrivit convențiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA eliberează o adeverință prin care confirmă că acesta a depus cerere de plată aferentă anului de angajament 2024 pentru DR06, Bunăstarea Animale, precum și valoarea de 85% din suma solicitată în cererea de plată aferentă anului de angajament 2024. Potrivit reprezentanților APIA, valoarea creditului va fi de până la 90% din suma înscrisă în adeverința cuvenită beneficiarului pentru plățile privind bunăstarea animalelor, anul de angajament 2024. Fondul de garantare a creditului rural IFN, SEA și Fondul Național de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii IFN-SEA garantează maximum 80% din valoarea fiecărui credit acordat de bănci fermierilor. În ce privește comisioanele practicate de instituțiile finanțatoare, APIA atrage atenția fermierilor care doresc să acceseze credite pentru finanțarea capitalului de lucru în vederea desfășurării activităților curente, ca să analizeze cu atenție sporită soluțiile de finanțare propuse de instituțiile financiar-bancare și nebancare, în ceea ce privește costul acestora, astfel încât să aleagă modalitățile de finanțare care corespund cel mai bine necesităților proprii. Toate convențiile încheiate între sunt postate pe site-ul APIA, în secțiunea Convenții, Acorduri, Protocoale. Crescătorii de capre speră să realizeze venituri mai bune decât cele din anii trecuți. Început de an promițător pentru crescătorii de animale din județul Dâmbovița. Iarna a fost blândă, iar animalele au ieșit mai devreme la pășunat. Fapt care îi scutește pe fermieri de cheltuieli în plus cu furajele. În acest moment, fermele sunt pline cu iezi, iar prețul va fi în jur de 30 de lei pe kilogramul carcasă.
Văd că aveți foarte mulți iezi aici în fermă, ne aflăm în prima perioadă de fătare a caprelor. Ce ne puteți spune? Da, așa este. În primul rând, bine ați revenit la mine în mica fermă de capre. Într-adevăr, pentru că facem o montă dirijată, cam știm exact când este perioada de fătare și după cum vedeți sunt cam toți de aceeași vârstă. Au început fătările de cam 10 zile și eu estimez că încă 10 zile de aici încolo se cam încheie. Sunt produși destul de buni față de anii trecuți. Ne-a ajutat și vremea că n-au fost foarte frig, except în cele două săptămâni de acum o lună și ceva. În rest, o vreme, cum să zic, mai de toamnă. Și pentru că tot am selecționat an de an, am și niște țapi mai de calitate, reproducători, și rezultatul se vede. Foarte multe fătări gemelare, deci cu câte doi iezi, ceea ce nu e o mare bucurie pentru crescătorul de capre, că este un chin în plus. Iedul fiind un pic mai sensibil, trebuie ajutat primele zile să recunoască mama, să știe să sugă, e un pic mai complicat. Dar am și foarte multe cu un singur ied. Putem spune că este un an bun pentru crescătorii de capre până în acest moment. Până în acest moment eu sunt destul de mulțumit la producția de iezi. Și laptele s-ar vede că ar fi un an bun, deci nu am nicio capră fără lapte. Și sper că de Paște să fie și căutați și să fie și măricuți față de anii trecuți când era Paștele mai devreme. Având în vedere că mai sunt două luni până la Paște, eu cred că va ajunge și iedul în carcasă undeva în jur la 10 kg, ceea ce după mine este foarte bine, mai ales că cel puțin eu n-am rasă specializată de carne. La mine sunt carpatinele noastre, autohtone, și nici nu le suplimentez iezilor cu nimic mâncarea, deci doar ce suc de la mama lor, deci numai natural. Ca și preț, care credeți că ar fi prețul anul acesta? Păi, având în vedere că foarte, foarte mult cheltuielile nu au crescut față de anii trecuți, adică costul lor, prețul, nu au crescut foarte, foarte tare, eu cred că tot în jur la un 30 de lei în carcasă va fi prețul la Paște. Cred că este un preț destul de ok. Este căutată carne de ied? Dacă îți faci un pic de reclamă tu crescător și reușești unui prieten, unei rude, unui cunoscut, să-i dai cu un an înainte ied să-l lămurești, măi, uite, ia încearcă și ied anul ăsta, cu siguranță vine al doilea an și te întreabă el. Deci eu mi-am făcut o clientelă, să zic așa, și nu pot să spun că am probleme în a avea desfacere atunci la Paște. Încă un sprijin nerambursabil gestionat de AFIR urmează să fie pus la dispoziția fermierilor în perioada următoare. Este vorba despre intervenția DR33, înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol și pomicol, din cadrul Planului Strategic pentru Politica Agricolă Comună. Măsura presupune un sprijin nerambursabil de maximum 100.000 de euro pe an, acordat grupurilor de producători din sectorul agricol și pomicol. Este dedicat nevoilor privind creșterea cooperării pe lanțul alimentar și a accesului pe piață a produselor agricole, prin intermediul formelor asociative. În plus, se vrea degrevarea producătorului de sarcina vânzării producției, ceea ce contribuie direct la o mai bună integrare a producătorilor agroalimentar pe piață. Mai multe detalii despre condițiile pe care trebuie să le îndepliniți pentru a beneficia de acest sprijin nerambursabil, precum și despre criteriile de selecție, documentele justificative, ori cheltuielile eligibile, puteți afla accesând varianta consultativă a ghidului solicitantului aferent intervenției DR33 pusă în dezbatere publică pe site-ul AFIR. Titan Machinery prezintă tehnologia Striptil Unverfert Raptor.
Tehnologia de prelucrare a solului imben se dovedește pe zi ce trece tot mai eficientă pentru pregătirea patului germinativ al culturilor de prășitoare. Deși în România această tehnologie este la început, Titan Machinery a avut o cerere importantă din partea fermierilor pentru utilaje specializate prelucrării în bandă. Drept urmare, compania a decis includerea în portofoliul de tehnologii și utilaje a mașinii de prelucrare a solului Unverfert Raptor. Pentru fermierii care doresc să profite de economia de costuri și de beneficiile de randament pe care le poate oferi cultivarea în benzi. Cu o perturbare mai mică a solului, lucrarea în bandă reține materialul organic, reduce eroziunea suprafeței și economisește considerabil combustibilul, doar prin cultivarea fâșiei în care va germina viitoarea cultură. Instrumentul de prelucrare a solului în bandă Raptor dispune de unitatea de rând inovatoare Terrain Pro, care a fost dezvoltată și testată într-o gamă largă de tipuri de sol, pentru o adâncime constantă de prelucrare a solului și o plasare precisă a îngrășământului. Brăzdarele de închidere cu lame crestate și concave de 45 de centimetri mențin solul în calea benzii trasate pentru recondiționarea acestuia. Fiecare brăzdar este flotant și independent pentru a menține contactul constant cu solul pe terenul denivelat. Presiunea pe sol este reglabilă, combinată cu ajustările lățimii și unghiului și permite operatorului să controleze cantitatea de sol trimisă în bandă. Unverfert Manufacturing Company este un producător american de utilaje agricole, cu experiență de 76 de ani în producerea echipamentelor de prelucrare a solului, echipamente de aplicare a îngrășămintelor, de transport și manipulare semințe și alte mărfuri. Unverfert are 4 uzine de producție în Statele Unite ale Americii, iar utilajele sale, recunoscute ca fiind de top, sunt comercializate în toată lumea. În România, tehnologiile și utilajele producătorului Unverfert sunt distribuite de Titan Machinery. Pentru mai multe informații, accesați pagina de contact a companiei la www.titanmachinery.ro și căutați punctul de lucru din țară cel mai apropiat de dumneavoastră pentru a găsi reprezentantul de vânzări. Finanțare de 30.000 de euro pentru fermierii care vor să-și cumpere tractor nou. Inițiativa face parte dintr-un nou program implementat de Administrația Fondului pentru Mediu, care vizează înnoirea parcului de tractoare și mașini agricole autopropulsate. Prin Rabla pentru tractoare, fermierii vor putea primi o finanțare de maximum 30.000 de euro. Bugetul alocat pentru anul 2024 este de 500 de milioane de lei. Obiectivul programului este de a sprijini producătorii agricoli în vederea achiziționării tractoarelor și mașinilor agricole autopropulsate. Noi, inclusiv accesoriile agricole aferente mai puțin poluante, se arată într-un comunicat al Administrației Fondului pentru Mediu. Astfel, la un buget de 100 de milioane de euro și un plafon maxim de 30.000 de euro de persoană, peste 3.300 de fermieri ar urma să beneficieze de această finanțare. Momentan nu se știe exact când va fi lansat acest program și care sunt condițiile exacte pentru finanțare. Urmează câteva minute de publicitate, după care continuăm jurnalul Agro TV.